30 de lei. Sau până la 400, 4... Diferență, da. Da, și 100 s-o eu, măcar asta s-o am în piață. Anul acesta, în 2011, avem până în prezent 3 proprietari de apartamente care au beneficiat de anularea penalităților. Așa. Și mai avem un număr de 4 cereri făcute de către locatari pentru anularea acestor penalități la sumele restante care le-au avut ei pe parcursul timpului. Cei mai mulți locatari nu-și permit însă sub nicio formă să achite integral datoriile pentru a scăpa și de penalități. Avem vreo 2 proprietari, 3 de apartamente. De fapt, care ar îndeplini condiții, deci vreo 4 proprietari de apartamente care ar îndeplini condițiile de anulare a penalităților, dar nu au răspuns la solicitările noastre. Nu au bani? Ei asta motivează, că nu au posibilități, dar ca să beneficiezi de o scutire de 30 de milioane și să-ți achiți o datorie de aproximativ tot de 30 de milioane, cred că se merită. Conducerea societății Termica nu este mulțumită de numărul vasluienilor care au profitat de această oportunitate. Până în prezent au beneficiat de prevederile legii 175/2010, un număr de 1358 de familii, reprezentând 20.320.000 de lei. Vin vasluienii și mai plătesc, dar nu sub așteptările noastre. Cei care doresc să scape de penalități trebuie să-și plătească integral datoriile către Termica până cel târziu luna iunie.